Aș dori doar câteva minute să spun câteva lucruri. Când s-a început în adunare cu ceva vreme în urmă studiul acesta sau cercetarea Scripturii la rând, a fost și îndemnul ca frații și surorile, potrivit cu nevoia pe care o vor simți, să pună și întrebări. Și e adevărat că s-au pus niște întrebări la început, apoi a fost o lungă pauză, dar totuși e o soră credincioasă care citește Scriptura cu semnul întrebării, deci o citește gândindu-se și meditând la Scriptură, a adresat mai multe întrebări și vom încerca în limita timpului disponibil să răspundem cel puțin pentru seara aceasta la o primă întrebare. De sora pleacă de la un text din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Eu am să citesc întreg pasajul, nu este lung, pentru a vedea puțin contextul. Matei 11, de la versetul 20 la versetul 24, care spune așa: Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Corazine, a zis El! Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Sora pune întrebări din versetele 22 și 24, referindu-se la această judecată despre care amintește Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea dumneavoastră era, adică pentru unii e mai greu, pentru alții e mai ușor această, cu privire la această judecată. Sigur că nu este un text pe care să-l absolutizăm, poate cuvinte să-l aplicăm acolo unde nu trebuie. Textul acesta se referă într-adevăr la vremea Domnului Iisus Hristos, în care propovăduise El însuși Evanghelia, El însuși făcuse minuni în cetățile de pe malul lacului Tiberiada. El însuși era însoțit de ucenicii Lui și dacă este să vedem de pildă, nu fac decât să amintesc în capitolul 4 din această Evanghelie, capitolul 4, prima destinație publică a Domnului Iisus Hristos pare a fi această cetate a Capernaumului. Și acolo va, de exemplu, Matei 4:12, când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Țara lui Zabulon și țara lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norocul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei care zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Tot în Capernaum mai este relatat o minune, capitolul 8 și așa mai departe. Ce vreau să spun este că Domnul Iisus Hristos chiar a pus accentul pe aceste, sau în aceste cetăți, un accent deosebit de lucrare, propovăduirea Evangheliei, așa cum am văzut, și însoțită această propovăduire de minuni și semne. Și când va fi să facă un bilanț, să tragă linie și să vadă rezultatele văzute ale acestui, ale acestei propovăduiri, rezultatele acestea sunt practic inexistente. Cu alte cuvinte, oamenii auziseră, ascultaseră Evanghelia, văzuseră minunile, dar au rămas mai departe neîncrezători, alții împotrivitori, alții împietriți și din această pricină Domnul Iisus Hristos rostește această judecată.
Și această judecată, sigur că avea să se împlinească atunci, pentru că, practic, majoritatea acestor cetăți au dispărut în istorie, datorită năvălirilor din secolele de mai apoi. Însă, Domnul Iisus vorbește aici de această comparație, sigură, o comparație ipotetică, și anume comparația cu aceste cetăți și anumite cetăți păgâne din vechime. Cu alte cuvinte, Sodoma, Gomora, Tirul, Sidonul, cetățile feniciene, n-au avut parte de Evanghelie. Cetățile acestea au avut parte de o cunoaștere sumară a lucrurilor lui Dumnezeu. În Gomora, în Sodoma, este un neprigănit, chinuit loc. Nu știm câtă mărturie a putut la el, dar era o mărturie, deci foarte, foarte modestă. În Tir și Sidon erau de asemenea acele ecouri ale vieții religioase din Israel. În Sidon, de pildă, Sarepta va locui pentru o vreme profetul Ilie. Poate că a spus ceva oamenilor, poate că n-a spus. Ce este că oamenii aceștia din vechime nu au avut o mărturie la fel de strălucită ca mărturia pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos. Și Domnul face această comparație. Dacă în Tir, în Sidon, în Sodoma, în Gomora ar fi fost făcute minunile acestea, vizitele voastre, ce spune Domnul Iisus Hristos este un lucru extrem de important, acele cetăți s-ar fi pocăit. Și de aceea spune Domnul Iisus Hristos că în ziua judecății acele cetăți din vechime, care, repet, au avut o revelație foarte, foarte redusă despre Dumnezeu, cu toate acestea fac o paranteză, vinovăția lor rămâne. Pentru că, așa cum spune Scriptura, chiar dacă privești la lucrurile create de Dumnezeu și Dumnezeu a pus în inima fiecărui om acest simțământ să recunoască un Dumnezeu creator, ei, deși au văzut creația, s-au bucurat de roadele creației, totuși oamenii aceștia din vechime nu l-au slăvit pe Dumnezeu. Vinovăția lor rămâne. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos este că, în cântarul judecății lui, vinovăția acestor oameni de atunci va fi mai mică, dacă putem spune așa, decât vinovăția extremă sau la apogeu a oamenilor din vremea Domnului Iisus Hristos. Și atunci se pune întrebarea, întrebare pe care a pus-o și sora, sunt grade diferite în ceea ce privește efectele judecății. În privința aceasta aș vrea să putem fi fără îndoială bazați pe Scriptură, să înțelegem niște lucruri foarte limpezi. Întâi de toate că pedeapsa veșnică este dată de Dumnezeu sau e dată prin Domnul Iisus Hristos și ea este dată indiferent de intensitatea ei. Ea înseamnă, cu alte cuvinte, despărțirea veșnică de Dumnezeu și ea înseamnă un chin veșnic în această despărțire veșnică de Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, iadul, judecata finală pentru cei care nu s-au întors la Dumnezeu, înseamnă această pedeapsă veșnică. Cu toate acestea, se pare, cel puțin sunt comentatori biblici care, plecând de la aceste texte, sunt de părere că chiar și în locurile de pedeapsă există grade diferite de suferință. Sigur, poate fi un detaliu sau nu subliniază Scriptura, nu subliniem noi, ceea ce însă vrea să accentueze Domnul Iisus Hristos este faptul acesta că neîntoarcerea la Dumnezeu sau respingerea Domnului Iisus Hristos va însemna judecată veșnică, va însemna despărțire veșnică, va însemna pedeapsă. Că va fi pentru unii mai mare sau pentru unii mai mică, cert este că va fi o pedeapsă veșnică, va fi o pedeapsă chinuitoare și lucrul acesta era cel mai important. În al doilea loc, în al doilea rând, aș vrea să înțelegem că cel puțin mesajul pe care îl împărtășim oamenilor din jurul nostru să fie acesta că la auzirea Evangheliei omul păcătos trebuie să vină de grabă la Domnul Iisus Hristos. Așa cum spune Scriptura, să vină astăzi, să vină îndată, să vină atunci. De ce? Pentru că mai apoi poate să vină, eu știu, împietrirea, poate să vină depărtarea de cuvântul lui Dumnezeu.
Și nu întâmplător, cuvântul ne spune repetate rânduri, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și Evanghelia este destul de clară în privința aceasta, că aceia care resping pe Domnul Iisus Hristos, resping mesajul Evangheliei, vor avea parte, fără niciun dubiu, de această pedeapsă veșnică. Pe de altă parte, la treia rând, cred că ne-ar fi de folos, trecând și de la un asemenea text, ne-ar fi de folos să ne gândim ca oameni credincioși la răsplătirile pe care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, le va da credincioșilor care au slujit sau au alergat după rânduieli. Poate s-au ostenit mult. Mulți, eu știu, pe terenul Evangheliei, depinde în ce fel. Domnul Iisus Hristos ne spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 9-15, despre această răsplătire pe care Domnul o va da în ziua judecății, funcție de felul în care fiecare a așezat pe temelie, pe această mântuire, a așezat aur, argint, pietre scumpe, sau acele lucruri care trec prin focul judecății. Și funcție de această lucrare, credincioșii pot fi răsplătiți și sunt răsplătiți și dimpotrivă, aceia care poate au alergat mult, haotic, poate au făcut multe pentru slavă deșartă, aceia care au pus pe această temelie paie întrăsie, cuvântul spune lucrarea este arsă prin, este arsă de focul judecății lui Dumnezeu, când despre ei conchide Apostolul Pavel în versetul 15, 1 Corinteni, capitolul 3, vor fi mântuiți, dar ca prin foc. De asemenea, în epistola către Filipeni, care am parcurs-o mai câteva luni mai devreme, ne arată iarăși această concentrare a Apostolului Pavel pentru a ajunge la ziua răsplătirilor. Apostolul Pavel nu spune problema pentru el să ajungă la ziua judecății și să văd, voi fi mântuit ca prin foc, nu voi fi mântuit. Nu! El spune, n-am câștigat premiul, alergă să spre țintă pentru premiul chemării cerești. Gândul acesta, spune Apostolul Pavel, dar să vă însuflețească și ne dă în modul acesta al unei gândiri sănătoase, pozitive. Și această gândire sănătoasă, pozitivă a credinciosului din vremea Harului este să alerge, să lucreze pentru Domnul Iisus Hristos în așa fel încât să primească la ziua, la ziua judecății de răsplătire, să primească răsplata. Și Petru spune de pildă despre păstorii care păstoresc cum trebuie și cu responsabilitate turma lui Dumnezeu, că păstorii aceștia vor primi din partea Marului Păstor cu luna care nu se poate veșni. Și a slavei. Încheind, deci vreau să spun că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos subliniază această responsabilitate enormă a oamenilor din vremea Lui și din toate vremurile pentru respingerea Evangheliei, pentru respingerea Domnului Iisus Hristos, o responsabilitate care atrage după sine o pedeapsă veșnică și, într-adevăr, pentru cei care ascultă chemarea Lui să fie acea chemare, veniți la mine toți cei întrudiși în povărat și eu vă voi da odihnă. Era aceasta alegere între El, Fiul lui Dumnezeu, vestind Evanghelia și această alegere de a rămâne în continuare într-un sistem iudaic, într-un sistem religios compromis și de a rămâne realmente departe de Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, gândul nostru de a alerga pentru premiul chemării cerești să ne însuflețească pe fiecare parte. Probabil la întrebări, dacă va fi timp, vom încerca să răspundem atât.